Câte bordeie, atâtea obicei. Citind câteva rapoarte ale unor analiști din piață, observ că niciun raport nu seamănă cu altul. Ba mai mult decât atât, rezultatele pe care le oferă oamenii din piață, cel puțin de pe bursa locală, sunt de foarte multe ori foarte diferite. Și atunci, ce ar trebui să faci tu? Ar trebui să te iei după aceste rapoarte pe care le fac analiști din piață? Sau poate ar trebui mai degrabă să iei informațiile pe care ei le oferă și să le internalizezi astfel încât să poți să iei singură decizie fără a fi influențat de ei. Te salut, Cristian Trebuie, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și uitându-mă la câteva rapoarte ale unor analiști din piața locală, observ că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât mi-aș dori. Și haideți să ne uităm împreună la două rapoarte din piața locală să vedem dacă putem să tragem niște concluzii. Primul raport pe care aș vrea să ne uităm este făcut de Swiss Capital, și este făcut pentru nuclear electrică, în data de 20 august al acestui an. Și observăm aici în partea dreaptă că sunt câteva informații pe care le oferă acest analist compania nuclear electrică, informații care nu sunt foarte stufoase, dar care ne ajută. Observăm câteva lucruri importante și anume, EBITDA este în creștere sau marja EBITDA este în creștere de la un trimestru la altul și profitul sau marja de profit este în creștere de la un trimestru la altul. Da, Deci marja de EBITDA și marja de profit sunt în creștere Doar că profiturile în sine sunt în scădere de la un trimestru la altul Acest lucru nu este neapărat benefic Dar măcar marja de profit este în creștere e Minunat Și atunci dacă profiturile sunt în scădere Fizic vorbind Dar marja de profit este în creștere Ar trebui să cumpărăm nucleare electrică? Păi haideți să vedem ce spune acest analiz despre compania nucleare electrică Dacă ar trebui să cumpărăm sau nu Dacă mergem aici în partea de jos Observăm Compania Nucleară Electrică, ratingul pentru această companie, liniuță. Păi cum liniuță? Nu ai făcut o analiză acestei companii? De ce este liniuță? Adică, ce? eu ce fac acum? Cumpăr, nu cumpăr, sunt neutru. Ce se întâmplă cu compania? Păi dacă ne uităm doar la această analiză, nu știm. Toți analiștii fac lucrurile în această manieră? Nu neapărat. Uite, dacă ne uităm la un alt raport, de această dată făcut de Wood Company pentru Banca Transilvania. În data de 7 august, aici o să observ că lucrurile sunt un pic mai stufoase, lucrurile stau un pic mai bine. Adică, la momentul în care a fost raportul dat public, prețul era 27 de lei pe acțiune și prețul țintă 31 de lei. Da? Deci, aici știm un pic mai multe lucruri încă de la început. Și dacă mergem în acest raport, o să observăm o grămadă de informație utilă. Cum toată această informație o putem lua și o putem folosi. Nu neapărat, pentru că este foarte multă informație în acest raport. Și dacă îl luăm și îl puricăm, o să observi aici că sunt toate tipurile de rații luate în calcul, toți parametrii, toate câștigurile, toate pierderile, toate informațiile despre companie sunt luate în calcul în acest raport. Acum, în momentul în care o să citești un raport de acest gen, cel mai probabil o să te blochezi. Pentru că este foarte, foarte multă informație. Nu o să știi pe care informație să o iei în calcul, pe care informație să nu o iei în calcul. Mai mult decât atât, o să observ că această companie de profil a făcut chiar și un DCF și a făcut prognoze pentru compania Banca Transilvania pentru următorii ani, astfel încât să vadă cam care ar trebui să fie direcția pentru următorii ani în Banca Transilvania și dacă am fi interesat să fim investitori în această companie. Pe lângă prognoza de profituri pe care ar trebui să o aibă compania, observăm că s-a făcut o prognoză și pentru dividendul pe care ar trebui să-l ofere compania în următorii ani, până în 2034, dar și creșterea dividendului de la un an la altul. Lucrul acesta este foarte, foarte bun pentru o companie care face analiză financiară. Este un lucru foarte benefic. Și atunci, eu ar trebui să iau aceste informații și să le folosesc ca fiind informații garantate? Nu, sub nicio formă. Pentru că și eu la rândul meu ar trebui să fac analize asemănătoare. Dar pe ce să fac analize? Fac analize pe profit? Fac analize pe dividende? Fac analize pe roie? Pe ce anume fac? Pentru că dacă mergem mai jos în acest raport o să observăm că s-a făcut prognoze pe mai multe direcții. Nu doar pe profit sau doar pe dividende sau doar pe ROE. O să observăm foarte, foarte multe prognoze. Și pornim de la Income Statement care are o prognoză pe următorii 4 ani și putem să ajungem la balance sheet și așa mai departe la toate datele importate din cadrul companiei. Da? Deci, în acest raport observăm că sunt foarte multe informații, foarte multe informații utile, doar că e posibil să ne blocheze. Un astfel de raport foarte, foarte detaliat pentru un investitor de retail e posibil să-l ducă în punctul în care să nu mai facă absolut nimic. Și atunci, ce aș putea să fac eu să nu mă blochez în momentul în care văd un astfel de raport? Păi, eu îți spun ce fac cu cursanții mei și anume în momentul în care vor să se apuce de investit pe bursa locală le recomand să-și facă propriul mod de a analiza companiile și să-și facă propriul screener de a analiza companiile De ce? Pentru că în momentul în care te uiți la rapoarte făcute de alți analiști din piață un analist o să-ți ofere informația X, un alt analist o să-ți ofere informația Y. Și atunci e posibil să te blochezi din cauza faptului că informațiile fiind atât de diverse, să nu știi ce să faci. Dar în momentul în care tu ai o structură clară, tu ai o direcție clară pe care ar trebui să o urmezi când analizezi o companie, lucrurile ar trebui să meargă mult mai lin. Și haide să îți arăt cum arată un screener pe care îl fac eu cu cursanții în momentul în care vor să analizeze companii din din România, de exemplu, dar nu numai. Poți să analizeze companii din orice zonă la nivel global. Și avem în felul următor. Eu merg pe trei direcții în momentul în care analizez o companie. În primul rând discutăm despre analiză calitativă. Analiză calitativă. Ce înseamnă analiză calitativă? Păi înseamnă că eu știu ce vinde compania și de ce vinde, pe ce canale vinde produsele pe care le vinde și serviciile. Care este echipa de management astăzi și care este prognoza echipei de management în viitor? Pentru că echipa de management, trebuie să înțelegi, este pilonul cel mai important din cadrul unei companii. Dacă eu nu cunosc echipa de management, nu știu cine sunt oamenii de la vârf, sunt șanse mici să am încredere în acea companie. Da? Deci, prima și prima dată mă interesează analiza calitativă pentru o companie. După ce fac o analiză calitativă, merg către analiza cantitativă. Și anume, analizez parametrii importanți din rapoartele financiare. Nu pe toți. Nu pe toți, pentru că dacă îi analizez pe toți, e posibil să primesc semnale diferite. De la parametrii diferiți, voi primi semnale diferite, de cele mai mult contradictorii. Și dacă semnalele sunt contradictorii, eu ce o să fac? Păi nu o să fac nimic, nu o să mai investez niciodată. Și atunci, o să luăm în calcul doar parametrii importanți pentru companii, astfel încât să putem să luăm o decizie investițională. Este suficient? Nu, nu este suficient, pentru că mai avem nevoie și de o analiză tehnică. De ce avem nevoie de o analiză tehnică? Această analiză tehnică, observ că este din ce în ce mai rar folosită de investitori, pentru că nu o consideră benefică. În realitate, analiza tehnică îți poate oferi niște momente de achiziție foarte, foarte bune, astfel încât, în momentul în care tu cumperi la prețul corect, tehnic vorbind, sunt șanse să bați piața mult, mult mai mari. Și în momentul în care cursanții mei parcurg toate cele trei etape, prima etapă analiza calitativă, a doua etapă analiza cantitativă și a treia etapă analiza și prognoza după analiza tehnică, e bine, în momentul acesta avem cel puțin trei motive să investim într-o companie. Și dacă avem trei motive să investim într-o companie, poate reprezintă un moment bun de achiziție. Și de fiecare dată în acest screener pe care îl facem împreună, companiile bune de investit se vor înverzi dintr-o parte în cealaltă. Asta înseamnă că garantat voi face bani cu toate investițiile pe care le voi face? Garantat nu există nimic în lumea asta. Însă, rata de succes în cazul cursanților mei este de 80 spre 90%. Cei care sunt mult mai atenți au o rată de succes de 90%. Adică din 10 companii în care investesc, doar una, maxim două companii nu sunt profitabile în primul an. Restul companiilor în care au investit, profitabil. Adică o rată de succes de 80% în investiții este foarte, foarte rar de întâlnit. Nici Warren în Buffett nu are o rată de succes atât de ridicată. Asta înseamnă că oricine poate să facă acest lucru, oricine poate să folosească un screener de genul acesta, din experiența mea da. De ce? Pentru că lucrurile devin foarte simple. Când ai cunoștințe foarte clare despre companiile în care vrei să investești, ai o structură foarte clară pe care trebuie să o urmezi și știi foarte clar care sunt companiile benefice pentru tine, astfel încât tu să-ți crești randamentele la cel mai înalt nivel. Tocmai din cauza aceasta îți recomand și ție, în cazul în care nu ai făcut-o deja, să-ți faci un screener de acest gen, un screener la care să ai acces tu în primul rând, astfel încât să ai claritate maximă. Și în cazul în care ți-a plăcut videoul de azi, te rog, lasă-ți aprecierea apăsând butonul de like și ia în calcul să te abonezi la canal ca să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload.